prea cuvioase, Părinte stare, prea cuvioși, părinți și iubiți credincioși, din mila lui Dumnezeu suntem, iată, într-o zi de sărbătoare, 30 ianuarie, prăzuim astăzi pe trei mari episcopi ai Bisericii, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie Teologul. Părintele Stareț ne-a cerut să spunem câteva cuvinte despre acești trei mari episcopi, dar probabil că n-ar ajunge câteva zile să vorbim despre toți trei la un loc. După cum bine știm, fiecare au ziua lor de prăznuire. Dar pentru că oamenii sunt de obicei divizați între ei și le place să facă partide, să spune că noi suntem mai mult cu Vasile cel Mare, noi suntem mai mult cu Ioan Gură de Aur, sau alții să spună că sunt mai mulți cu Grigore Teologul, iată că Dumnezeu a descoperit de sus, printr-un sfânt al Său, că la Dumnezeu sfinții nu sunt cum ne închipuim noi. Adică ierarhiile la Dumnezeu sunt altfel decât sunt la noi și, de fapt, ierarhiile sunt tocmai pe dos. Cu cât un om e mai smerit și mai umil înaintea lui Dumnezeu, cu atât e mai mare. Și pe lângă asta, cum am auzit astăzi la Sfânta Evanghelie, spunând Mântuitorul, cel ce va face și va și învăța pe oameni cum să facă, se va chema mare în Împărăția lui Dumnezeu. Ei, unul dintre cei mari care au și făcut și au și învățat pe oameni a fost Vasile cel Mare. Trebuie să știm că Vasile cel Mare a trăit abia 49 de ani și în 49 de ani a reușit să facă probabil câți alți mulți în câteva zeci de ani. A reușit să înființeze mănăstiri, a reușit să înființeze așezăminte sociale, a predicat, a învățat pe oameni, a compus chiar o Sfântă Liturghie, care și poartă numele și o săvârșim și noi de 10 ori pe an, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile cel Mare nu trebuie să ne închipuim ca un om care a fost deosebit de aspru. Desigur că a fost foarte aspru cu sine, dar a fost și foarte bun și înțelegător cu toți oamenii din prejurul său. Sfântul Vasile cel Mare, ne spune istoria, a avut un prieten foarte bun. Din tinerețe, împreună cu prietenul său, au fost la studii la Atena, la Alexandria, la Constantinopol și în cele din urmă și-au făgăduit împreună noi să intrăm în călugărie și să ne închinăm toată viața lui Hristos. Sfântul Vasile cel Mare, care fiind mai aprit din fire, a fugit repede la mănăstire. Ne spune istoria că a cercetat întâi toate așezămintele mănăstirești din Egipt, din Siria, din Capadocia, ca să-și facă o învățătură despre viața monahală. Dar prietenul său, care era poate ceva mai erudit, mai înțelept în filosofie, în credință și în literatura elinească, a mai rămas câțiva ani în Atena. Dar și acest prieten al său, prieten probabil ca niște frați de sânge, și el a urmat mai departe calea călugăriei, pe urmă calea episcopiei și calea sfințeniei. Acest prieten al său se numește Grigore Teologul și este al doilea episcop pe care îl prăznuim astăzi. Mintea cea înaltă a teologiei, așa se numește el. Și a primit numele de Cuvântătorul de Dumnezeu pentru că în secolul IV ne aducem aminte că domina erezia ariană, care spunea că Hristos nu este Dumnezeu. Ei bine, acest Grigorie, foarte înțelept și foarte trăitor, a ajuns episcop în Constantinopol, dar să nu credeți că era ceva mare să fii atunci episcop în Constantinopol.
Mai rămăsese în Constantinopol o singură bisericuță, ne spun istoricii că era de fapt mai mult o capelă, capela Învierii sau Anastasia. Și acolo el a rostit cele 5 cuvântări teologice în care arată că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, născut din Tatăl mai înainte de veci, că Duhul Sfânt este Dumnezeu și Dumnezeu adevărat și împreună cinstit și slăvit cu Tatăl și cu Fiul. Și pentru că a explicat, spunem noi, cam pe cât putem noi înțelege, tainele credinței și taina Sfintei Trăim, a primit numele de teologul. Deci iată doi prieteni buni, prieteni de o viață, care și-au închinat viața, mintea, inima și toată priceperea lui Dumnezeu. Și al treilea episcop pe care îl prăznuim noi astăzi, Ioan Gură de Aur, care a trăit la câteva zeci de ani după Grigorie și Vasile, a fost un mare episcop al Constantinopolului, originar din Siria de astăzi. A dus la Constantinopol pentru faima sa de mare predicator și mare trăitor. Desigur că un om care e și mare predicator și și mare trăitor ajunge să supere pe mulți în jurul lui. În anii care a păstorit, el a învățat cu timp și fără timp, sau am putea spune că predica și dimineața și seara, predica într-una cuvântului Dumnezeu. Ne spune istoria despre el că, și aici o să fac o paranteză, spunea Părintele Stareț că e bine să citim un capitol din Sfânta Scriptură, un capitol din Noul Testament și un capitol din Vechiul Testament în fiecare zi. Ei, ca să vă faceți o idee despre Sfântul Ioan Gură de Aur, ne spun istoricii că citea tot Noul Testament într-o săptămână. Deci așa ajunsese el să poată tâlcui atât de frumos Sfânta Scriptură. El a ajuns să fie prigonit, pentru că nu s-a sfiat să critique chiar pe împărăteasa Eudoxia, care în mod fraudulos a încercat și a fi reușit să pună mâna pe o vie a unei văduve sărace din Constantinopol. Și pentru că a criticat chiar pe împărăteasă, a fost exilat și a murit în drum spre Cucuz, un loc în Armenia de astăzi. Dar a rămas un om, până la capăt, un om biruitor. Acum câteva zile l-am prăznuit singur, numai pe Ioan Gură de Aur, și în Sinaxar am reușit să citim cuvântul său către episcopul Chiriac. Era alt episcop care suferise de asemenea de prigoniri și fusese exilat. Trebuie să știm că în vechime se practica acest tip de pedeapsă, exilul. De exemplu, acum dacă te-ar exila, să zic eu, în Armenia, probabil că n-ai pățit nimica. Pentru că în Armenia e și astăzi civilizație, sunt drumuri, sunt spitale, sunt toate condițiile ca să duci un trai cât de cât normal. Ei, pe vremea aceea, te exila la marginea Imperiului, în niște cetăți, la poalele munților Caucaz, în care era frig, erau aproape lunar atacați de popoarele migratoare sau vecinii care erau la graniță, și era aproape imposibil pentru un om care se născuse în Siria, într-o țară a căldurii, care trăise lângă Mediterana, la Constantinopol, să supraviețuiască în creierul munților, mai ales un om ros de posturi, ros de necazuri și de griji pentru biserică. Ei, și Chiriac și Ioan Gură de Aur erau în exil. Și Ioan Gură de Aur, care avea și trăirea, și priceperea de a vorbi din trăire, îi spune lui Chiriac: nu te supăra, frate Chiriac, vino să-ți potolesc întristarea. Pentru că noi creștinii, orice ne-am face, orice ne-ar face cel rău, ieșim biruitori.
Și spune așa, dacă Eudoxia împărăteasa vrea să mă arunce într-o groapă cu lei, am model pe Daniel prorocul. Dacă vrea să mă tai în două cu fierăstrăul și să nu vi se pară că e ceva neobișnuit, am model pe Isaia prorocul. Dacă vrea să mă răstignească, am model pe Sfântul Apostol Petru și mai ales modelul cel mai mare pe Domnul Hristos. Și îi spune fratele Chirian, dacă Domnul nostru a suferit prigoniri, batjocură și umilințe, cu cât suntem noi mai vrednici să nu pățim ca și Mântuitorul nostru. Și l-am mângâiat și prin cuvintele lui ne mângâie și pe noi astăzi. Și să știți că Ioan Curădeamul a murit în exil. Abia după 31 de ani, după ce a murit și împărăteasa Eudoxia și Arcadie, soțul ei, fiul lor Teodosie cel Mic, și-a dat seama că mama lui a greșit alungându-l pe Ioan Curădeamul și a trimis să aducă moaștele lui din Armenia, de unde erau, după 31 de ani. Și a trimis o scrisoare împărătească prin care se adresa ca unui om viu. Și la început moaștele n-au vrut să pornească de pe loc, s-au lăsat grele. Dar pe urmă, la cererea împăratului, s-au ridicat și au venit. Și ne spune istoria că au venit și cu, prin Marea Neagră, au venit cu corăbii multe, însoțiți. Tradiția ne spune că împăratul a ieșit în întâmpinarea moaștelor, adică împăratul Coalai a ieșit pur și simplu din afară din cetate. Era tradiția să ieși cel puțin 3-4 mile afară din cetate să întâmpin un oaspete important. Și s-a iscat o furtună mare și singura corabie care a mai rămas în picioare era corabia cu Sfintele Moaște. Și corabia, la un moment dat, mânată de vânt și de furtună, a poposit la via văduvei care era pe coasta mării. Semn că el a rămas până la sfârșit apărătorul văduvei. L-au adus în catedrala din Constantinopol, l-au pus în scaunul arhieresc și s-a auzit voce, pace tuturor. S-a auzit vocea lui Ioan Curădeaur. Deci acești trei mari sunt episcopii noștri și sunt modelele noastre din totdeauna. Biserica a rânduit astăzi ca ei să fie ocrotitorii învățământului teologic. O să vedeți la Trinitas că peste tot în facultățile și seminariile din țară ei sunt prăzuiți ca cei care ocrotesc pe cei care învață teologie. Și nu numai pe cei care învață teologie, ci pe cei care citesc, vor să înțeleagă și vor să trăiască învățătura Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea Evanghelia care a fost astăzi spune așa, cel care va strica o poruncă din lege, și așa va învăța pe oameni, adică va învăța pe oameni jumate din Evanghelie sau va învăța pe oameni 90% și 10% va da deoparte, se va chema foarte mic în Împărăția lui Dumnezeu. Dar cel care va face, adică va împlini poruncile lui Dumnezeu și va și învăța pe oameni, foarte mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm Sfinților să ne înțelepțească, să ne lumineze, să ne călăuzească și să ceară de la Dumnezeu pentru noi toți iertare de păcate și luminare. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, suntem într-un moment în care multă lume e tulburată și îmi permit să insist acum, e tulburată cu un anumit sinod din Creta, spune lumea că ar fi greșit episcopii, că ar fi greșit cei care au semnat acolo. O să auziți multe cuvinte. Ori biserica ne pune astăzi niște episcopi care nu greșesc, niște episcopi care ne-au învățat cum să trăim Evanghelia
Domnului nostru Iisus Hristos și ei sunt învățătorii noștri. Dascăl al lumii și ierarh Vasile cel Mare, Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur. Amin.